seara, bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Dragostea de cântec, dragostea de frumos, dragostea de costum și dragostea pentru dumneavoastră ne aduce și în această seară acolo, în casele dumneavoastră. Elisabeta Vasile sunt eu și vă spun doar atât. Avem o emisiune de excepție în această seară, până la orele 22, stați pe EMI TV. Am avut o introducere foarte frumoasă cu mândruțele de la Olt. Am florit florile în crâng, ceva de gen au zis fetele și eu spun așa, am florit și platoul nostru cu flori ale cântecului popular oltenesc. Fetele frumoase sunt așa, una mai frumoasă decât cealaltă, iar costumele superbe. Sunt îmbrăcat așa ca la carte, tradițional. Vreau să vă spun că acest grup este format din 13 fete frumoase și talentate, au glasuri superbe, iar cel care a... Pot să spun că e tăticul acestui grup, așa pe românește, cel care cu sufletul a înființat acest grup, fondatorul acestui grup este domnul Marin Vâlceleanu și Liliana Vâlceleanu. Din dragoste pentru cântec au făcut și dumnealor acest lucru și vreau să-l invit pe domnul Marin Vâlceleanu lângă mine, nu știu dacă și doamna Liliana o să vină, dar și pe dânsa o invit dacă poate și vrea, cu mare drag. Bună seara și bine ați venit cu fetele astea minunate la noi aici la EMI TV. Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că sunteți prezenți aici. Vreau să vă întreb așa puțin despre grup și din ce cauze ați făcut acest lucru, din ce motiv? Păi motivul este simplu, dragostea de cântec, care și eu îl moștenesc pe tatăl meu. Tatăl meu. Eu nu. Tatăl meu a cântat la fluier. Și probabil s-a transmis, a rămas acolo o genă. Da. Și o fac din dragoste pentru cântec și nu numai. Încerc să ajut aceste fete, pentru că din grup sunt 7 fete care cântă individual. Da, și eu sper, ca în viitor ele să devină, eu îmi doresc să devină vedete. Vedete, da, cum să nu, mă gândesc populare. Că și fetele își doresc același lucru. Da. Dar e lucru mare să cânți și, la grup și da. Sună foarte bine, imprimările sunt făcute cum trebuie, da. Am văzut. Sună bine pentru că lucrăm profesionist, sunt lângă mine oameni care se pricep la așa ceva, eu mă pricep foarte bine la disciplină, la administrație și la altele. Coordonați totul. Și trebuie să le spunem la dragii noștri telespectatori că și sunteți și sponsorul principal și ăsta este un mare lucru. Sponsor principal, un sponsor mare, cu inimă mare. Că nu mai există altcineva lângă noi. Deci este tot grupul, toate cheltuielile grupului sunt susținute de familia mea. Da, și atunci aplauze pentru dumneavoastră și vă spun din suflet că faceți un lucru minunat. Da. Pentru că în ziua de astăzi, știți noastră ce greu poți așa să pătrunzi, pentru că nu e ușor lucru ușor să imprimi, să îți cumperi un costum, să știți, apariții, tot ce trebuie. Dar să știți că și dacă am cheltuit personal niște bănuți așa pe o țigară sau o bere și nu știu ce, păi, și adunându-i, fac pentru binele lor. Lângă mine, da, lângă vă rog. Mine, deci clar mă susține familia și ca și instructori, de partea muzicală se ocupă domnul Cristi Dumitru, dirijorul de la Doina Olt. Îl salutăm, bună seara, domnul Cristi, cred că sunteți cu ochii pe noi, mă gândesc. Să vedem. Iar coreografia, eu colaborez foarte bine cu domnul Sandu Riza. Salutăm și pe domnul Sandu Riza, a mai fost prezent aici cu dansatori, cu grupuri. Da. Sunt oameni minunați care se dăruiesc. Să știți că nu, pot să spun sincer, că nu sunt foarte pretențioși la bănuți și ne-am înțeles și ca oameni, nu numai ca interese. Știți de ce? Pentru că ceea ce faceți, faceți cu pasiune. Pentru că dacă cine face doar pentru bani, se vede. Nu. În orice domeniu. Și-au dat seama și dumnealor ceea ce fac eu de obicei și ceea ce vreau să fac. Și făcând împreună lucrurile, sper că au ieșit bine și... Eu sunt mulțumit de ceea ce facem. Grupul este înființat de 3 ani, da? În martie 21. Recunosc că între timp s-au mai perindat câteva fetițe, unele au mai plecat,
altele le-am mai adus, dar ceea ce avem acum, am oprit fete care contez pe ele, din punct de vedere al omeniei și al și pregătirii. Pentru că dacă nu respectăm disciplina și orele de repetiții și să folosim chiar timpul vreau să trebuie, vă întreb, aveți unde să repetați? Avem, de câte ori vă întâlniți? Avem o sală dintr-un spațiu comercial care mi-aparține. Foarte frumos, da, mă gândeam că să închiriați iar nu, este, nu, era greu. Avem un avantaj. Ne întâlnim o dată pe săptămână, sâmbătă sau duminica, de obicei, 2 ore, de la 6 la 8. Am văzut că aveți multe piese, de spectatorii au ascultat doar și au văzut, bineînțeles, doar fetele cântând prima piesă de grup, da. Dar aveți câte piese înregistrate? În total pe grup avem 17 piese. Wow, păi ăsta e un album întreg. Aproape. Nu v-ați gândit la lucrul ăsta? Nu, suntem în proiect. Ce frumos. Ar fi păcat. Dar mai avem piese în lucru, dintre care îmi doresc să selectez pentru primul album. În aceste 17 avem un Patriote și un Colind al nostru care ne aparține și lucrăm și avem în lucru și alte piese la care ați lucrăm. Crescut frumos, sunteți coadele așa ale seculeg, pas, mergeți pas, pe la... Pas. Ca și înregistrări am colaborat cu Nicu Truncea și Bucosu la da, începutul, începutul, la începutul, băieți, începutul da? Iar mai nou facem la Vâlcea cu la Școala Populară de Artă. Da, să, dacă vreți să spuneți numele cuiva, cu mare drag. Noi, păi am zis, la studioul Bucosu este domnul Marian cu Nicu Trocea. Nu, a zis Trocea. Doar de la Vâlcea, dacă vreți da? Să spuneți un nume, că nu, păi eu știu, nu știu pe domnul, așa că... Pe cel de la registru, domnul Cristi, dar domnul nu știu Cristi și numele de la de Vâlcea, da. Sunet bun. Care colaborează cu Cristi Caliu da, de la... Da, da, da. Vâlcea, ne știm așa un pic. Și costumele că... astea frumoase și autentice, cum facem rost de ele? Solistele, cele care vor cânta și în această seară, au costumele lor. Celelalte fete care nu cântă individual, au costumele de la mine. Și mai avem și mai am și alte costume, iar acasă soția are o garderobă întreagă de și costume. Și le dăruiește cu tot dragul. Trebuie să le spunem telespectatorilor că vă mai leagă ceva de acest grup minunat. Păi, mă leagă. Oare ce? Mă leagă, nepoțica. Uite, aveți lacrimi în ochi. Da, nepoțica noastră, spun. Vreau să, și, da. Să începem și cu prezentarea da. Fetelor. Bună ce? Seara, cum te numești, draga mea? Mă numesc Vâlceleanu Carina Elena. Mă bucur că ești cu noi aici. Și cum, ai emoții așa când unchiul, da? Bunicu. Deci este fiica am înțeles, e nepoată de băiat. Nu da. Este nepoată de nu. Că mai știi, nu. Se mai zice la noi, nu știu la noastră dacă da. Se spune la fel de unchiul, mătușa, știți? Nu. Tot așa. Este deci e bunicu. Da. Și cum e bunicu? E drastic cu nepoata sau cum mai așa cumva decât cu fetele celelalte? Că așa se zice, domne, trebuie să fiu mai da. Cu a mea decât cu celelalte pentru că este fete. Normal că trebuie să fie un respect mai mare din partea mea și să fiu mult mai atentă, mai ales că responsabilă. Este... Da? Și da. Tu când ai început să cânti? Da, dar prima dată am fost într-un ansamblu de danse populare la așa mine. E foarte bine că știi să și... Da, am făcut 10 ani. Da, unde am avut și un grup... Microfonul la Adam. Unde am avut și un grup vocal la Perieți. Deci la Perieți, în 2012, fiul nostru a fost primar. 7 ani de zile acolo. Să trăiască de un primar, să trăiască. Da, mulțumim. Și acolo am înființat un ansamblu. Iar când am plecat, am lăsat acolo 68 de copii. Din acești 68 de copii, din fete, am ales și am făcut un grup vocal Oltencuțele, unde am lăsat 13 piese înregistrate și acolo, care nu ne-am atins de ele. Pe una trecut ați lăsat urme, într-un încercăm. Cuvânt, așa? Și încercăm. Asta e un lucru extraordinar. Încercăm să lăsăm. Și nepoțica cântă și individual? Nu vrea. Nu? Nu vrea. Nu eu vrea. Zic cu ea timpul... se pregătește pentru medicină, anul ăsta termină, suntem la BAC. Medicina merge mână-mână cu muzica. Cumva da. Alină suflele, da. Sufletele. Ambele păi, alină ambele suflet, da. Sufletele. Da. Au grijă de suflet. Da, da. Este frumos. Da. Hai da. Să mai vorbim cu o fată. Dacă mai avem timp, ne spun, nu mai avem timp, trecem la cântat și după aceea prezentăm da. Fetele, da? Hai să trecem la cântat cu grupul vocal Mândruțele de la Olt. Mulțumesc.
fetele, dar și feciorii sunt frumoși ca și bujorii. Sară în sus ca prințele și se rote spoalele. Noi pași înainte și doi înapoi, hai să jucăm neică și noi amândoi. Zi mai lăutare, oră frumoasă, până dimineață nu plecăm acasă. Noi pași înainte și doi înapoi, hai să jucăm neică și noi amândoi. Zi mai lăutare, oră frumoasă,
Felicitări, fetelor, dragi telespectatori, cum vă spuneam la începutul emisiunii, în această seară am flori mândre ale cântecului popular oltenesc, Mândruțele de la Olt. Deja ne-au cântat piese de grup foarte frumoase, că toți se apropie dragobetele, au avut fetele grijă să aibă în repertoriu și o piesă frumoasă pentru de dragoste, până la urmă, că dragobetele îl sărbătorim atunci și când sărbătorim mai multă dragoste, că dragoste sărbătorim în fiecare zi și trebuie să o avem și în suflet. Ne-au cântat individual și două fete foarte talentate, Simona Popescu și Denisa Băicu, și vreau să le invit alături de mine și vă mai invit și pe dumneavoastră, vă rog din suflet, domnul Marin Vâlceleanu, tăticul acestui grup, așa, și doamna Liliana este acolo, se uită la noi, e mămica. Fetelor, foarte frumos, felicitări, mi-a plăcut, ai cântat ceva de joc. Bună seara și bine v-am găsit, da, așa este. Așa se poartă pe la noi, pe la Olt. Mai de joc, cam mai peste de voie tot. Bună. Mai de voie bună, da, păi da, la da. Noi petrecem împreună, tot cu voie bună, da, și da. Chiar merge de minune, iar cei de acasă cu siguranță sunt cu ochii pe noi. Tu când ai început să cânti? Eu am început să cânt de micuță, încă de la 2 ani așa, și pe la 6 ani am început să... Deci nu-i moștenire de familie, nu? Nu e, nu, la mine nu cântă, da? Nu cântă nimeni în familie, da. Și îți place că ești în acest grup? Vă înțelegeți? Ne înțelegem bine? De minune. Aveți de minune. Activități și în afara grupului? Mergeți la un film, domnul Vâlceleanu? Mergeți la un teatru? Mergeți în vacanță? Mergeți pe undeva împreună așa cu grupul? Nu am reușit până acum, dar mergem la anumite evenimente. Am fost la zile de comună, unde după ceea ce își fac ele programă, mai facem câte un picnic. Mai da, așa. Cum să nu? Păi da, asta da. Spun, să mai spunești da. Câte o glumiță, să păi, mai râdem, să mai... Înainte da. De a socializăm, intra, socializăm. Înainte de a intra în direct, fetele fredonau o melodie, așa, și mi-a plăcut, chiar am vrut să vă înregistrez, da? Deci e frumos. Da. Asta e un fel de... Da, și noi la repetiții, da? În pauze, mai le dau câte o strofă la una, o strofă la alta, ce ai mai învățat, ce mai... Da, sigur. Și că da. Piesele tale? Piesele tale cine? De la cine ai versurile, să zicem? Cine? Dragă mie, Hora de mână este... Versurile sunt scrise de doamna Filuța Bogdan de la Craiova, da, Filuța, o salutăm da? Pe această da? Cale. Și cea de-a doua sârba este de la doamna Lina Sândoi, da. Și domnul Vâlceleanu, doamna Alina, o super da, ființă. Domnul Vâlceleanu mi-a salutăm oferit cu drag. Această domnul piesă. Domnul Vâlceleanu da, v-a oferit, da. Deci v-a ajutat mai și multe, cu texte. Mai multe, Doamne, da. Păi ce să mai trăi, da. Tătic, 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 așa. Da. Să țineți de tăticul, că tăticul Doamne e foarte așa. Darnic și să-l da. Ajute Dumnezeu să fie Doamne cu voi în continuare. Bună seara, îi spunem și Denisei, da? Denisa Băicu. Și tu bună ne-ai cântat... și bine v-am găsit. Vezi că e pe aici pe la noi și da. Îți place, da. Cred că îți place Gorjul, așa-i? Da, da? Am început pe Gorj. Microfonul mai aproape, te rog. Tu de când cânti? Păi eu cânt de micuță, dar am început să iau lecții de canto cu un profesor de un an de zile. De un an de zile. Și cum ai ajuns în acest grup, așa? Cum te-au primit? Domnul Vâlceleanu m-a remarcat într-un spectacol cu ansamblul Doina Oltului și da? De acolo a început totul. De acolo a început totul, eu da? Eu i-am dat un mesaj. Da. Și dacă mai vrea să mai vină, să se mai alăture cineva grupului noastră, primiți, cum îl primiți, așa? Cum îl testați? Păi cum la... îl testați? Că e nu, testat, la e momentul clar. Prezent, cred că lângă noi mai poate veni cineva doar dacă consider eu că se poate integra și are valoare. Deci pe încercări sau deci când doresc și eu început, nu. Deci nu de la început, să luați pe cineva cu nu, abecedarul. Nu, pentru că ele au deja un repertoriu da, și da, da. Ei când a venit i-am spus, înveți în două luni coreografia și textele. A fost receptivă, da? Da, da. Bravo. E o fată bună și ei doresc viitor frumos. Cum le doresc mai invităm lângă noi pe Emilia Drejoi și Georgiana Țundrea, sunt fete tot la fel care ne vor cânta individual. Bună seara, fetelor, și bine că sunteți cu noi în seara asta, mă bucur din suflet. Bună seara și bine v-am găsit, vă spunem și noi. Tu ce ai așa în repertoriu, despre ce îți place să cânti individual? Despre orice. Despre am orice, versuri da? De la doamna Alina Sândoi și doamna de la doamna... Alina, ce frumos că le-ați făcut la fete așa texte frumoase. Și de la doamna Filuța, dată de domnul Vâlceleanu. Domnul Vâlceleanu mi-a spus că v-a oferit și texte și o să vă ofere în continuare, că meritați, da?
Și câte melodii individuale ai până la oratorie? Individual am 4 piese și 2 în lucru. Ești bogată, ești bogată să ții de ele și la cât mai multe, ce să spun. Am zis bună seara și să-i spunem bună seara și Georgianei? Nu. Am zis Emilia, de joi, ați venit, v-ați inversat. Bună seara și bună seara, Emilia. Și tu câte piese ai, Emilia? Și eu am 2 piese și mai am în lucru. Ia uite, tu ai și bănuți, moștenire? Nu, da, îmi plac. Unde sunt costume în Lada de Zestre, să găsești și bănuți, da? Da. Da. Tu cum ai venit în grupul ăsta frumos? Prima dată a venit Georgiana și după am venit și ați venit una după alta, așa, da. Nu? Hai și tu, la hai și tu, nu? La o săptămână, două, așa. Păi... Două din voi sunteți din Podcoava. Toate sunteți oltence, deci nimeni nu este din afară? Ea este de... Mehedințeancă. Microfonul, ca să ne auzim. Deci? Deci, Denisa este mehedințeancă, dar s-au mutat în Slatina. Mă gândeam da, că faci cumva naveta, deci, Severin, părinți, Slatina. Părinții au găsit de cuvință ca ea să profeseze și să se instruiască bine în ceea ce vrea să facă, a ales pe domnul Cristi Dumitru, care face particular și cu dânsul. Și îl salutăm și pe domnul Cristi Dumitru. Și s-a lipit și la grup. Da, știți cum este în viață, trebuie să ai și un pic de șansă, de noroc, cum vrem să numim. Dar? Da, și să ținem și de el, că vedeți noastră, dacă fata nu se muta acolo, că vrea să țină cu dinții de el... Era mai greu să facă naveta, exact cum spuneam mai. Care și școală, nu? În ce clasă ești? Sunt clasa 6-a, la liceul Tore din Colegiul Tudorescu din Slatina. Uai, dar ai o voce sănătoasă pentru anișorii tăi. Bravo, felicitări. Hai să mai invităm alături de noi pe Mădălina Coman și Ana Burciu. Bună seara, ia care... Ana este pe Ana. Bună seara, Ana, ca să nu vă inversez la nume. Da, bună seara. Pe tine te-am mai văzut, așa pot să spun că ai fost așa la concursuri, da, ai luat premii, da. Bună seara și bine ai venit alături de noi. Bună seara și mie m-am găsit. Tu de când cânti? Microfonul aproape. Pe la vârsta de 6 ani am început să cânt. Și ce au zis părinții tăi? Să te dea la o școală? Ai făcut o școală populară de artă? Da, am făcut școala populară de artă la Slatina și apoi m-am înscris la Pitești, 3 ani de zile. Și în acest grup? Sunt de 3 ani. De 3 ani, da? Da. Și piese individuale, ai multe? Da, am 4-5, cam așa. Oh, frumos. Și despre ce îți place ție să cânti mai mult? Despre... Păi, că sunteți tinerele și frumoase, cum să nu vă placă să cântați? Și eu știu zona de unde veniți, și dragostea, și despre părinți, nu? Despre tot, da. Nu? Hai să o salutăm și pe colega ta, pe Mădălina Coman. Bună seara, Mădălina! Bună seara și bine v-am găsit! Tu de cât timp ești în acest grup? Din 2022. Adică la un an după ce s-a înființat, da? Da? Și piese individuale câte? Am vreo 5-6. La concursuri mergi? Da, am fost. Și ai luat multe premii sau? Am așa, luat. Așa, așa, că nici eu nu le-am luat pe toate. Însă m-am ambiționat și tot am mai mers și tot am mai mers, da? Am luat și eu câteva. Ei, să-ți facă bine în viață pe drumul ăsta, pentru că au și concursurile un rol foarte important. Și cred că o să mergem la cântat, spun copiii mei de acolo, care bat în geam. Mergem la cântat cu grupul Mândruțele de la Olt și fete care ne mai cântă acolo individual, cu care vom vorbi după.
fratele tăi nu ești, că și luna tu iubești, că dragostea tăi nu e tăi, e mai dulce și plăi.